iubiți credincioși, e adevărat că există o preocupare și sunt sarcini foarte multe, mai ales în această perioadă, dar am considerat că între ele este și datoria aceasta de a răspunde unor solicitări. N-am putut să răspund la toate, dar dacă te cheamă deodată doi protopopi, nu mai cum să răspunzi, la pe unul mai păcălești, dar pe doi deodată nu poți. Dacă mai adaugă la solicitarea aceasta și un teolog de-al nostru, cu isihas mai ales, acolo, ce să mai spui? Și dacă ei mai sunt și făgărășeni, m-au dat gata. Ales studenții mei știu că o foarte lungă perioadă de timp sau de foarte multe ori tematica aceasta a postului e abordată, e o preocupare a noastră. Am fost 10 ani ierarh, am fost episcop la Caransebeș. Și mi-a ieșit vestea aceasta, au scris pe la toate eparhiile cineva care a vrut să mă laude că nu știu altceva să vorbesc decât despre post. Când a ajuns aceasta, fac o mică introducere ca să vă dați seama că vrând, nevrând trebuie să vorbim despre post. Tocmai prea fericitul părinte Daniel era mitropolit la Moldova și mi-a spus, zice, măi, tu nu mai știi să vorbești altceva decât despre post. Zic, stați, că încă n-am vorbit destul despre post. Că dacă facem o proporție a zilelor de post din cursul unui an cu celelalte zile, de câte ori trebuie să abordez tema asta? Pentru că avem 2 zile pe săptămână de post, avem apoi alte zile de postire și avem cele 4 perioade mari de post. Între care asta cea mai mare, 40 de zile plus săptămâna patimilor. Dar nu despre aceasta o să vă spun eu acum, despre rânduiala bisericii, despre post, să facem acum o lecție de teologie. Ce aș vrea să vedem postul din altă perspectivă. Noi totdeauna când vorbim despre post, ne gândim la restricția pe care ne-o pune postul. Deci vorbim despre post din punct de vedere negativ. Foarte greu ajungem sau mai adăugăm noi și ceva pozitiv și spunem, da, într-adevăr, de fapt, postul mai e și altceva, nu doar restricție. Tema aceasta sau sintagma postul de bucate și postul de păcate nu dorește să arate restricția în sine, că de fapt a posti însemnează a ține un regim special, a alege din tot ceea ce Dumnezeu ți-a pus la dispoziție ca să te hrănești. Din aceste daruri nemărginite sau o mulțime de daruri, tu alegi pe cele mai potrivite în anumite momente. Deci este un act al voinței tale și actul de voință nu e restricție. Tu faci ceva pozitiv, tu vrei să postești. Dorind să postești, săvârșești un act pozitiv, un act de cult, asemenea rugăciunii, asemenea închinării a metanilor sau altor acte pe care noi le avem, mai ales în perioada aceasta specială de pregătire. Dacă înțelegem în sensul acesta postul, atunci trebuie să pornim, vorbind despre postul de bucate, de la prima greșeală, prima încălcare a postului, care s-a săvârșit în rai. Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, i-a creat pe cei doi
le-a dat o singură poruncă. Puteți mânca din tot ce există împrejur, dar dintr-un singur pom care se află în mijlocul raiului, nu. Pentru că atunci veți muri. Deci porunca aceasta a fost însoțită de o avertizare, de o pedeapsă. Și au văzut cei doi, după ce au călcat porunca, că au devenit din posibil nemuritori, au devenit muritori. Așa cum Dumnezeu a rânduit, a pus în rai un singur pom în mijloc, omul, călcând porunca aceasta, a dorit să devină și el stăpân, proprietar. De aici, sau călcând și noi această rânduială, suntem totdeauna înclinați pe partea cealaltă. Noi folosim verbul acesta, posesiv, avea, verbul acesta îl folosim foarte des, am. Dacă am carne, cum să mănânc? Nu pot. Ba de foarte multe ori nu acționează numai decizia mea, ci și starea de neputință. Gusturile mele, mi-amintesc tot timpul dacă văd carne de o masă oarecare pe care am avut-o sau eu creez în mintea mea starea aceea de neputință încât spun, nu mai poste, nu pot. Am mai auzit și expresii de acestea, nu pot să poste, leșin. Ești leșinat, pentru că tot timpul numai la mâncare te gândești. O dovedit-o savanții cu reflexul lui Pavlov. Dacă ai ceva în față sau dacă te gândești mereu la ceva care ți-a plăcut și îți place, tu îți stârnești poftele. Și Sfântul Pavel, Sfântul Apostol Pavel spune clar, nu vă stârniți poftele. Aveți grijă la trupul vostru. Mâncarea e pentru hrană, e pentru trup, nu trupul pentru mâncare. Și de aici vine și acea sintagmă sau acel proverb că unii trăiesc ca să mănânce și alții mănâncă ca să trăiască. Dar încă un lucru foarte interesant. Că noi totdeauna raportăm efortul spiritual pe care îl facem prin această abstinență și materială și spirituală la foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Dar dacă vă spun că foamea de fapt e în cap, nu în stomac, mă doare stomacul de foame. Fals. Te va durea stomacul după ce tu atât de mult te-ai gândit la mâncare și ai forțat ca toate sucurile gastrice care vin normal într-un proces de acesta digestiv să vină înaintea mâncării și ele provoacă acolo tot ce trebuie. Deci cu mintea trebuie să pornim întâi un act al voinței pe care mi-l impune condiția mea spirituală, religioasă. Sunt credincios. Păi dacă ești credincios, ești credincios doar prin emblemă, prin etichetă, prin numire, știu eu, prin altceva. Ești credincios prin fapte. Deci dacă pornim de la această idee sau de la acest adevăr că toate darurile pe care Dumnezeu mi le-a făcut pentru hrana mea, pentru viața mea, vin de la El și nu sunt eu stăpân, cum n-am putut fi nici în rai, stăpân pe un pom care n-a aparținut, nu l-am făcut eu. Din aceste daruri, eu aleg pe cele care mă hrănesc mai mult într-o anumită perioadă
și pe cele care mă hrănesc mai puțin în altă perioadă. Cu ce scop? Ca trupul de care eu mă îngrijesc mereu și dau lui atât de mult să rămână și el într-o anumită perioadă, nu numai într-o zi sau două pe săptămână, pe locul 2 și să iasă sufletul deasupra. Chiar dacă am face o mică comparație de aceasta între ceea ce facem noi pentru trup și ce facem pentru suflet, dacă am merge la biserică și ne-am îngrijit de cele spirituale de 2 ori pe săptămână sau 2 ore pe săptămână și am adunat toate orele împreună, dintr-un an de zile, din 365 de zile, doar 5 zile sunt pentru suflet. 360 sunt pentru trup. Nu se cuvine ca să-l pun și pe el la puțină încercare? Și dau întâi temă de meditație. Să știți că nu ne-a fost, nimănui nu i-a fost ușor să încerce să biruiască, să rămână statornic sau să se obișnuiască cu tradiția aceasta creștină. Dar celui care a reușit să o ducă până la cap, Dumnezeu i-a dat atâta bucurie și atâta mulțumire încât așteaptă postul. În vremea aceasta de post, când alimentele pe care le iau eu mă hrănesc mai puțin, de aceea sunt și mai flămând și de aceea mai și mănânc. Poți să mănânci de 10 ori, nu te oprește nimeni. Că te vei sătura sau îți vei spune tu, nu numai calitatea mâncării și cantitatea mâncării trebuie impusă în post. Că dacă mănânci 2 castroane de fasole la o masă, nu 2 farfurii, păi tu ești predispus ca să continui tot timpul, să mănânci la exces. Și acum când m-ai îmbătrânit de-a binelea, observăm că e foarte, foarte ușor să pune și foarte greu mai dai jos din ce ai pus. Ne jucăm cu noi așa. Apropo, o mică paranteză, mi-a adus acum, au cumpărat ai mei, un aparat care mă bajocorește în fiecare dimineață. E cântarul. E un cântar de ăsta special. Trebuie să fii cu picioarele goale pe el, de sculț, și el ți-ai băgat acolo în memorie ce vârstă ai și ce înălțime și îți calculează niște procente. Și dimineața când te scoți, te uiți și te așezi pe el și scrie jos, te bagi, spune exact cine ești. Scrie obez. Aoleu, chiar mă bajocorești, mă. Și te tot lupți așa cu asta ca să scapi puțin. Dar îți mai arată și alte. Dintre alea 4, numai una am reușit să o depășesc și aia e bună. Vedeți că noi ne jucăm cu noi înșine. Dacă latura spirituală este extraordinar de importantă în alegerea alimentației, în hrana mea echilibrată sau în hrana aceasta abstinentă, în hrana aceasta bine dirijată, folosul vine și pentru trupul meu, pentru că se întâmplă o dezintoxicare. Noi mâncăm enorm de multe toxine. Boala modernă de acum, cea mai apropiată, cea mai mare boală ale zilelor noastre de acum este cancerul de colon. Colonul fiind ultimul organ care ia și păstrează în el tot ceea ce s-a putrezit din ce am băgat noi. Și rămân acolo toxine și o săptămână, 2, 3 în pliurile colonului. Putrezește, trebuie scos, operații de tot felul. De aceea, observați acum, cu tot controlul acesta, nu știu, al consumatorului, cum se numește, protecția consumatorului,
cu toată obligația de a fi trecut pe fiecare aliment, numărul de euri, păi cine să mai uită pe el? Omul dacă pare, mănâncă. Mi-a spus mie un... Eu îi pot spune că e om mare fabricant de pâine. Cu totul legal. Deci el pune în făina pe care o face, în fabrica lui, în fabricele lui, cel puțin 14 aditivi ca să fie făina proaspătă și să iasă pâinea moale așa. De... Când o iai, o strângi, nu mai rămâne nimic în mână. Rămâne puțin așa. Cum credeți că toate sunt păstrate așa? Băuturile acestea care sunt, să face reclamă pentru ele, din primul an al democrației, primele afișe era Coca-Cola, era Bucureștiul, era Coca City, peste tot numai Coca-Cola. Are atâta acid în el și atâta putere de aceasta grozavă încât o picătură de esență de Coca-Cola pusă pe o tablă de fier o corodează imediat. Sau dacă vreți foarte bine, luați un pahar de Coca-Cola și puneți o bucată de carne și lăsați-o până dimineață. Dimineața e macerată carnea. Și noi dăm copiilor noștri. Dar le dăm cu atâta drag că le plac lor. Am uitat ce însemnează mărul sau mâncarea curată sau mărul la măr și nu numai la măr, la toate produsele acestea. Noi ne-am luat după modernism. E adevărat că un producător care vinde și vrea să facă, el vrea să aibă cât mai multă marfă, cu orice preț. Dar când pui măcar pentru tine și când pui pentru tine, vrei neapărat să mulțești toate cu orice preț, punând azot. Azotul este cel mai groasnic, cea mai groasnică otravă pe care poți să dai unui produs de acesta. N-ați văzut că nu mai sunt pepeni care să nu fie dulci? Toți sunt dulci, toți sunt mari, nu mai sunt mici, pentru că sunt ajutați și cu azot și apoi sunt injectați cu o substanță care dă zahăr. Iar după ce ai mâncat o bucată de pepene, ai impresia că ești balon. Nu te mai poți stăpâni. De ce? Și până m-am spus, dar ce să fac? Dar ce să mănânc? Dar îmi place. Îmi plac lucrurile acestea. Iarăși, fructele care vin, faceți o experiență. Un fruct luat dintr-o grădină de-a noastră, unde a fost stropit pomul iarna, dar nu a fost stropit fructul. Pentru că, zice, îl stropim ca să nu aibă vierme. Păi dacă viermele nu mănâncă fructul, nu-l mănâncă, pentru că el este otrăvit. Îl mănânc eu. Și aceste fructe, noi le-am numit merele, luate de unde sunt, luate de acelea, iarna, oricând, găsește mere, extraordinar. Le iei mărul, îl duci acasă și îl pui pe dulap sau îl pui pe masă și te uiți la el 3 luni de zile, nu mișcă. Și am zis, sunt mere ecologice, eshatologice, adică pentru viața de dincolo. Nu se mai strică. Dar când se strică, putrezește tot. Un măr pe care îl pui în pivniță și l-ai luat tu și știi, un măr de-astea bun, pe vremea aceasta deja el își pierde din sucul lui și se zbârcește. Dar nu se strică, se strică unele. Ce facem atunci? Cum alegem? Nici măcar atât nu oferim trupului nostru o pauză. Și pauza, că îi spui, pe aia am făcut o pauză de zi. Și cum o fac? Cum postez? Eu postez. Dar seara, când vine asta, nu mai e. Sau știm că mai întâlneam în pruncie, sau pruncii noștri, găseam câteodată pe la 12, ziceam că e mare, la 12 noaptea.
de vineri spre sâmbătă sau de miercuri spre joi. Păi de ce mare activitate în bucătărie, ia să vedem ce e acolo. Când acolo ei așteptau să uitau la ceas, se ziceau, gata, o trecut de 12 noaptea, hai să ne apucăm de mâncare. Și aveau ei ceva de mâncat. De foarte multe ori noi suntem copii în atitudinea noastră constantă de a face ceva până la capăt. Păi zic, postesc prima săptămână, mai postesc ultima săptămână, mai fac câte o miercure, câte o vinere printre astea și după aia gata. Așa era și la teologie. Era prima săptămână și a doua și după aceea și am spus, nu, domnule, din 90 am spus, dacă statul nu ne obligă pe noi, ne lasă liberi să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie, dacă un student nu postește în timp ce el este student la teologie, nu va posti niciodată când va fi preot. Pentru că îi dă poruncă nevastă sa. Numai dacă preoteasa e mai serioasă și spune, mâncă tu, că eu nu-ți fac de mâncare. Ce mănânc eu, trebuie să mănânc și tu. Se mai poate și așa. Am ajuns, deci, la modalitatea de postire. Deci știm întâi că trebuie să alegem dintre elementele acestea, dintre darurile acestea făcute de Dumnezeu, pe cele mai potrivite. Am mai adăugat și un lucru aici, să alegem și pe cele mai aproape de viața noastră. Și să știți că s-a constatat că cei care se apropie mai mult de viața vie, deci în alimentația noastră, dacă avem o proporție mai mare de substanțe vii decât de cele decapitate, sacrificate sau coapte și fripte și prăjite în tot felul, moarte, viața noastră e altă, se schimbă. Începi să simți altceva, te apropii mai mult de starea în care a fost omul când l-a creat Dumnezeu. Și dacă vreți, vă mai dau un exemplu foarte simplu. Să numărăm dinții. Sunt 28 de dinți, afară de măselele de minte, că alea apar ultimele și pleacă primele. Alea nu le socotim. Din 28, doar 4 măsele au specific canin. Se numesc canini. Sunt 2 canini în față, sus, și 2 în sus și 2 jos. Canini. Care cer carne. 28 împărțit la 7, la 4, e 7. Deci organismul meu, ființa aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o, are rezistență la 1 la 7 carne. Deci la 7 zile o singură zi carne. Și noi luăm 7 la 1. Fiecare zi de 7 ori, dacă s-ar putea. Ce facem totdeauna? E imposibil dacă faci ceva peste măsură. Dacă bagi într-un pahar, el se umple foarte repede și bagi peste el, n-ai cum să-l îndești. În organismul nostru noi băgăm și la un moment dat totul clachează. Acesta este regimul. Deci să luăm în sens pozitiv, dacă vrem, putem. Putem să ducem până la capăt și momentul în care am obținut victoria e mare victorie. Dacă lăsăm la o parte orice fel de scuză, pentru că dacă am pune scuzele sau noi am pornit totdeauna cu excepțiile de la postire, nu mai dăm posibilitate nimănui să postească. Începem de jos cu copiii. Copiii n-au post, că-s copii. Cei care școlari n-au post, că sunt la școală. Cei care stine și muncesc n-au post pentru că trebuie să se obosească și n-au post. Păi cine mai rămas să postească? Bătrânii. Păi bătrânii, chiar ei să postească. Mai greu. Sfântul Vasile cel Mare, ați auzit de el? Sfântul Vasile cel Mare are câteva predici despre post extraordinare. Și el spune, postul este lapte pentru prunci. Postul este întărire și virtute și bărbăție pentru tineri. Postul e puternic și ajutor pentru cei ce muncesc.
Postul este o crotire bătrânețelor tale. Îți dă liniște, îți dă putere și mai ales acele proteine vegetale sunt mult mai puternice și mai sănătoase decât proteinele pe care le luăm noi din carne sau din alte produse care nu sunt de post. Și iată cum are grijă biserica de cel care vrea totuși să fie și sănătos, și sufletește, și trupește. Când n-ai introdus un post general, un post total, un post... Există patru categorii de posturi și există, așa cum v-am spus mai înainte, rânduit postul în cursul anului în așa fel încât să poată să fie foarte ușor de ținut. Vorbim despre cele patru categorii de postire. Nu totdeauna ni se cere postul cel mai aspru, care este postul total sau ajunarea. Postul acesta este legat de împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Se numește post euharistic. Când nu mănânci nimic, de acum, de astăzi, nu mai mănânc nimic până a doua zi când te împărtășești. Și ce sens are postul acesta? Dacă noi îl considerăm doar ca pe o perioadă de eliberare a stomacului, să nu mai fie el încărcat cu hrana pe care o iau eu până la împărtășanie, să-i dau prioritate împărtășaniei, n-am făcut mare lucru. Pentru că nu e adevărat. Au încercat frații să alții să calculeze cât timp trebuie să se elibereze stomacul de hrană. Și au ajuns la concluzia că sunt suficiente 2 ore. Și am participat, am văzut, n-am participat la pentru că nu era o liturghie de-a noastră, dar am fost foarte, foarte frapat de faptul că noi eram cu toții într-o excursie, am mâncat la ora 2, am terminat masa la ora 2, am început pe la 1 și ceva, s-a terminat masa la 2 și ei la 4 au făcut o misă solemnis de toată frumusețea. Și m-am uitat la servanții respectivi, la săvârșitorii de... Au mâncat sau nu? Da, cum? Eu am spus chiar și mai repede, dacă stai o jumătate de oră culcat, așa poți să reduci din alea 2 ore. Ei, pentru noi nu e așa. Postul total este o pregătire și o așteptare pentru întâlnirea mea cu Hristos. Deci eu mă pregătesc și pregătirea e cu o zi înainte. Pentru că de acum începe, de seara începe ziua următoare. Ziua liturgică începe cu vecernia, seara. Noi deja suntem astăzi, acum, în momentul acesta, în săvârșind vecernia, acum suntem miercuri, în ziua de miercuri, ziua liturgică, nu cea de marți. Mă pregătesc, continuu. Și stau într-o stare de așteptare pentru întâlnirea cea mai mare, întâlnirea mea cu Hristos. De aceea, împărtășirea propriu-zisă îmi întrerupe ajunul. Și știu foarte bine, preoții nu pot să facă 2 liturghii în aceea zi sau nu se pot împărtăși de 2 ori în aceea zi pentru că nu mai sunt în stare de ajun. A doua categorie de post este... postul ascetic. Un post care îmi permite mie să mănânc mâncare uscată seara. Sunt zilele acestea din cadrul săptămânii mari, se poate și ajuna, dar... de obicei, postul acesta aspru. Avem apoi postul obișnuit, când mănânc mâncare de,
de post și gătită, deci nu mâncare de dulce, și există și cea de-a patra categorie de postire, este postul cu dezlegare, dezlegare la pește și vin. Apropo de băuturi, mulți merg în calculul lor, așa spune, dar băutura e de post. Indiferent ce aș bea eu, nu-i făcut din ceva viu. Băutura se bea cu dezlegare. Atunci când este dezlegare la un de lemn și vin, atunci se poate bea. Dar când nu este dezlegare, nu se bea. Numai dacă cineva spune, eu am băut, adică s-a putut că eu am băut și s-a putut. Aceasta este asprimea postului. În privința duratei postului, iarăși, experiența bisericii s-a impus o rânduială continuă. Să luăm întâi săptămâna în sine, cu zilele de dezlegare și cu zilele de postire. Mai înainte să postește și acum în mănăstiri, 3 zile pe săptămână. Lunea, miercurea și vinerea. Dar acum să vedem de ce postim noi miercurea și vinerea. Miercurea a fost vândut Mântuitorul Iisus Hristos. A fost trădat de Iuda. A fost trădat de un semen de-al nostru. De aceea, prin postire, noi îl cinstim pe Hristos. Și nu suntem trădători. Vinerea a fost răstignit pe cruce. E vinerea patimilor care se prelungește pe tot anul. Numai cu zilele de dezlegare. Iată, și în sistemul acesta al săptămânilor anului liturgic, înainte de post, sunt zile cu harți, cu zile cu dezlegare sau marile praznice, indiferent cu dată fixă, indiferent dacă cad miercurea sau vinerea, e dezlegare. Arătând de fapt că rânduiala aceasta nu este impusă cu forța, ci este foarte maleabilă și ea este în funcție de, e la dispoziția mea, în funcție de modul în care eu vreau să mă hrănesc și trupește și sufletește. Dacă luni postești, marți dezlegare, miercuri post, joi dezlegare, vineri post, sâmbătă și duminică dezlegare. Se creează un ritm. Ritmul acesta liturgic se suprapune pe ritmul tău biologic. Sau dacă lăsăm lunea la o parte, v-am arătat, Domnul, totuși că există o ritmicitate. Dacă cele 2 zile de peste săptămână le facem prin postire, prin eliminarea sau prin abstinența de la acele alimente grozave și greu de purtat, reușesc ca ritmul meu biologic să se apropie de ritmul liturgic. Să nu mai fie niciun fel de probleme. Un credincios care postește mereu, el simte de la sine, dacă astăzi a mâncat de dulce, mâine simte nevoia de a mânca de post. Simte o dorință, organismul lui pur și simplu îi cere un timp de repaus. Sunt apoi cele 4 mari perioade ale postului care ne ajută pe noi să ne pregătim pentru sărbătorile mari. Și acum, în perioada postului mare, dacă v-aș explica toate duminicile, semnificația duminicilor, triodului, ele constituie, de fapt, prin evangheliile care se citesc în duminicile respective,
tot atâtea trepte în urcușul spiritual sau în călătoria noastră împreună cu Hristos. Și aici se adaugă ceea ce spuneam noi, postul de bucate trebuie să fie dublat de postul de păcate. Călătorim împreună cu Hristos. Am început în perioada aceasta a triodului. E o carte, triodul, o carte care cuprinde toate rânduielile acestea ale pocăinței. Chiar așa să se numesc niște cântări, ușile pocăinței, deschide-mi mie Mântuitorule. E o smerenie care se cultivă. Pentru că, iarăși, postul de păcate nu este impus ca o restricție. Deci, acum nu mai fac nimic și după aia mâine, dacă nu e post, mă apuc și fac tot ce posibil sau imposibil. E vorba de acele neputințe ale noastre, punând accent pe o nevoință mai puternică. Noi de foarte multe ori considerăm păcatele numai cele pe care le săvârșim. Și când ne spovedim, spune, am făcut. Dar uităm să spunem și ce n-am făcut, ceea ce trebuia să fac. Pentru că fiind leneș, nu m-am rugat. Fiind rău, am urât și am dușmănit pe alții. Și n-am făcut bine celui căruia trebuia să-i fac bine. Și așa mai departe, toate stările acestea sunt copleșite de rânduielile noastre bisericești. Sunt atât de frumoase rânduielile postului. Sunt cele două liturghii care se săvârșesc în fiecare săptămână, a Sfântului Ioan și a Sfântului Vasile în timpul postului. Apoi este liturghia darurilor mai înainte sfințite care îmi dă voie mie, dacă fac un efort mai puternic, un efort ascetic, să nu mănânc toată ziua, să mă împărtășesc seara, să rămân în stare de ajun până seara. Îmi dă mie posibilitatea mai mult decât oricând să mă proștern în fața lui Dumnezeu și să fac aceste plecăciuni, aceste metanii, care sunt mult mai puternice decât toate ischibițiile, toate exercițiile acelea ale yoginilor sau știu eu, celor care îi smintesc pe tinerii noștri și pe urmă rămân cu mintea într-o parte, că îi pun să stea, să privească într-un singur punct, să se concentreze și știu ce să intre în absolut. Așa era lozinca lor, integrarea în absolut. Și noi mai adăugăm un nimic la urmă. Integrarea în absolut nimic. Ce este metania? Este un gest, un act psihosomatic în care este implicat și sufletul și trupul. Eu mă proștern în fața lui Dumnezeu, că tot timpul stau bățos și țanțoș. Singura dată când am dreptul și când mi se permite mie să stau în starea aceasta învierii, atunci când mă împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Înainte de a mă împărtăși, stau în genunchi și spun, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu celui viu. Cred că acesta este trupul Tău, cred că acesta este sufletul. Și mai cred ceva, că dintre păcătoși, cel din tâi sunt eu. Dar când mă împărtășesc, m-am ridicat și primesc împărtășania în starea de demnitate la care m-a creat, sau pentru care m-a creat pe mine Creatorul. Iată, dacă mă proștern în fața lui Dumnezeu, sufletului meu îi dau posibilitatea să-L cinstească pe Dumnezeu, să se plece în fața Lui. Dar să pleacă apoi și trupul. Și dacă vreți, mișcarea aceasta, efortul acesta ajută și inima să miște și apoi te ajută și pe tine cât ai fi de mai învechit așa în mișcările pe care le faci,
Îți dă prospețime, îți dă posibilitatea, ajunge sângele până în cap. L-am văzut odată, l-am prins odată pe un student de-al nostru, stând în cap. Făcea un exercițiu de ăsta. Și am spus, măi copile, vezi că e capela foarte aproape, du-te tu și dacă bați tu, nu 100 de mătani, că nu le poți, numai 10, 15, 20, dacă nu te simți tu mai bine decât dacă ți-ai ridicat picioarele în sus și aștepți să-ți vină mintea din picioare în cap, pe care nu o ai. Lasă să vină totul spre tine, plecându-te în fața lui Dumnezeu. Acum, iarăși, ne ajută pe noi în starea aceasta de sănătate, de însănătoșire spirituală, o rugăciune care ne stă la îndemână și care este extraordinar de bogată și e alcătuită de Sfântul Efrem Siru. Doamne și Stăpânul vieții mele. Păi numai când o rostești, dacă faci metanii și rostești, dar ești atent la ce spui, că dacă mintea procesează, adică gura vorbește și mintea n-ajunge să recepționeze ceea ce a procesat gura. Deci spui lui Dumnezeu, Domn și Stăpân, Doamne și Stăpânul vieții mele. Apoi amintești 4 piedici în calea pocăinței, 4 mari păcate de care eu trebuie să scap. Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert. Cum sunt puse? De la cel mai mare până la cel mai ușor. Duhul trândăviei. Pe trândăvie este pricina tuturor păcatelor. Grija de multe. Vai de mine, ce-o mai fi? Da, dacă mâine murim. Vai dacă, vai. Și ajungi la tot felul de stări. Iubirea de stăpânire. De ce să n-am? Nu să fiu eu șef. N-ați văzut că sunt în toate. Până că chiar și copiilor nevinovați, pentru că ei ne imită pe noi, le cedăm din sistemul ăsta, starea asta noastră de a fi mai mare, de a stăpâni. Și atunci, dacă suntem mai mari, mor ei mai mici înaintea noastră? Nici de cum. Vedeți că Dumnezeu ne alege, chiar dacă noi ne ierarhizăm, noi ne punem ce știu unde. Dar nu este vorba doar de o ierarhizare de aceasta care e necesară într-o structură socială, ci este vorba de dorința fiecăruia de a fi mai mare decât celălalt. Grăirea în deșert ni se pare că este cel mai mic păcat, dar cu gura, cu gurița asta poți să-l omori pe cineva. Că în loc să-l binecuvintezi, tu l-ai blestemat, tu i-ai spus ceva de... El a murit în sufletul tău. Pentru că foarte mulți spun, când spui, dacă îl întrebi la spovedanie, ce ai făcut? Păi ce n-am făcut nimic. Vorba părintelui Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, când i-a spus și l-a întrebat pe cineva, ce făcat ai făcut? Ce n-am făcut nimic? Păi atunci ești om de nimic. Și stai, părinte, cum, băi, nu? Păi dacă făceai rele, erai rău. Dacă făceai bune, erai bun. Dacă n-ai făcut nimica, păi ce, nu, că am făcut. Și atunci o să descoperi și el că a făcut ceva. În momentul în care, prin dușmănie, prin ura ta, statornică, perseverentă, ți l-ai exclus pe cineva din inima ta, l-ai omorât. Rugăciunea continuă cu 10 remedii ale pocăinței. Sunt 10 stări de păcătoșenie și vine acum 10 remedii. Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește milmie slujii tale. Deci sunt puse de la cele mai mici până la cele mai mari. Dragostea este starea de desăvârșire. În momentul în care faci ceva din iubire, din plăcere, orice fapt, fie că el e o faptă rea sau o faptă bună,
are trei stări, se poate face din trei stări. De exemplu, faci un bine din întâmplare. E un bine, micuț, din întâmplare, a ieșit cineva, ți-a ieșit în cale și ai dat ceva și nu te-ai mai întâlnit cu binefacerea aceasta. A doua fază, un bine mai bun decât cel din tâi, e când faci bine, că știi că vei fi răsplătit. E mai bine, dar nu este binele bine făcut, pentru că apelezi totdeauna la un fel de relație de aceasta comercială. Doamne, eu îți dau, că știu că îmi dai. Eu știu că niciodată nu te lași dator. Și eu cred că de foarte multe ori noi ne aflăm la nivelul acesta, zic, bă, hai să fac ceva, că așa e bine. Fac pentru cineva, e bine, fac fapte bune și pentru cei care au plecat din lumea aceasta, când îi pomenesc, că știu că după aceea Dumnezeu îmi dă și mie, le dă și lor și așa mai departe. E foarte bine, dar iată că mai există încă un bine mai bine decât asta. Când fac bine, pentru că îmi face o mare bucurie. Vreau să-i fac o bucurie cuiva pentru că mi-am făcut mie bucurie și îl bucur și pe Dumnezeu. Și asta este starea cea desăvârșită. Gândul smerit, răbdarea și dragostea. Sunt trei, astea-s patru etape ale împlinirii. Ele vin, deci stările acestea spirituale vin să umple să golurile celelalte. Și să încheie rugăciunea cu o concluzie. Așa, Doamne împărate, dăruiește mie să văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu. Pe Scriptura spune, cine te-a pus judecător asupra aproapelui tău? Zici că nu-l judec pe altul. Dar nu mă văd pe mine cât sunt de neputincios, totdeauna pe mine mă pun în comparație cu oi mai slabi, pe care îi consider eu mai slab sau mai păcătoși ca mine. Apoi zice, nu sunt eu cel mai păcătos. Dar de ce te raportezi la el mai de jos? De ce nu te raportezi la cel de sus? Nu sunt ca ăsta. Deci avem posibilitatea în această perioadă de a face o rânduială în viața noastră. Postul ne dă posibilitatea de a face o jertfă și cu aceasta încheiem. Postul este un act de jertfă, este o jertfă pe care o fac eu de bună voie pentru sufletul meu. Pentru că în momentul în care eu sunt statornic în starea de postire, postește Hristos în mine. Nu mai sunt eu cel care fac efortul. Îl face Hristos pentru mine. Și apoi, făcând această jertfă pentru suflet, îi dau și posibilitate, dau posibilitatea și trupului să intre și el într-o rânduială. Și dacă vreți, puteam vorbi foarte mult, dacă voiam, puteam vorbi mult despre rânduiala aceasta, starea pe care ți-o oferă postirea. Priviți cu drag și sunteți încântați, suntem cu toții încântați de vechile picturi, de vechile icoane. Ele parcă grăiesc. Dacă te uiți și vezi așa cu mintea unui artist, am vrea să vedem pe sfinți musculoși, puternici, o pictură de această realistă, cu culori vii. Și când acolo vedem niște chipuri de asceți, niște oameni care au trecut trupul lor prin focul purificării și aceia ne vorbesc nouă. Și ne vorbesc cu atât mai mult când ei au fost pictați, sfinții respectivi au fost pictați de oameni care au postit în momentul în care încercau să transpună în imagini un chip al unui sfânt. Noi am avut acum ocazia să... N-am avut niciodată și mi-am putut imagina cum vom reuși să transformăm un tablou al unui mitropolit pe care lumea l-a cunoscut și tabloul lui este, avem atâtea tablouri ale lui,
cum transformăm tablou în icoană. Am crede că doar e foarte simplu, îi mai punem o aureolă deasupra și e Sfântul. Nu. Figura lui a fost transfigurată. E adevărat că am făcut odată un chip care n-a semănat nici cum, a semănat cu altceva și Părintele Patriarh, așa într-o vorbă de duh, mi-a spus, băi, voi n-ați transfigurat chipul mitropolitului Andrei Șaguna, ce l-ați desfigurat. Și atunci încerc să de la transfigurare și ajung la desfigurare. Priviți, vă rog, când vă sculați dimineața, priviți-vă chipul și mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ceea ce v-a dat. Încercați ca pe chipul acesta să se imprime dragostea față de tot ceea ce există împrejur. Chipul acesta să fie un chip al smereniei și a rugăciunii, pentru că nu e altceva decât chipul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu din creație. Și dacă vom fi atenți cu transfigurarea chipului nostru, atunci vom ajunge de la chip la asemănare. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și ne-a dat posibilitatea să ajungem la asemănarea cu El prin conlucrarea cu Harul Dumnezeesc. Harul Dumnezeu să ne ajute să ne fie nouă forța motrică, forța puternică, care ne îndreaptă spre biserică, iar în cadrul bisericii să creștem, să creștem în această ambianță duhovnicească, să călătorim împreună cu Hristos prin toate sărbătorile bisericii, bucurându-ne de întâlnirea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Pentru că toate sunt concentrate, toată atenția noastră spirituală, n-ar avea niciun rost. Putea să mâncăm numai post ascetic toată viața noastră. Dacă n-am reușit să ne curățim lăuntrul nostru în fața Mântuitorului Iisus Hristos în scaunul spovedaniei și mai ales, ca să doar pregătirea, dacă n-am reușit să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos în taina Euharistiei, n-am făcut nimic. Numai despre împărtășanie Mântuitorul spune de dori și în sens pozitiv și negativ. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Vă mulțumesc!